Accident tragic la Satu Mare. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce un șofer l-a lovit grav cu mașina. Victima ar fi traversat prin loc nepermis. Ulterior impactului, adolescentul a murit pe loc. Accidentul mortal s-a produs în Satu Mare, în zona colegiului economic. Victima, în vârstă de 16 ani, s-a angajat în traversare nepermisă și a fost lovită violent de către șoferul de 18 ani. Un conducător auto de 18 ani a accidentat un tânăr de 16 ani care s-a angajat în traversarea bulevardului prin loc nepermis și fără să se asigure. Reprezentanții SMUR, care au efectuat manevre de resuscitare, dar din păcate victima a decedat. În cauză, polițiștii au înaintat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor accidentului. De altfel, tânărul șofer era un începător, acesta și-a luat permisul cu doar o zi înainte de nefericitul eveniment.